Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Brașovul în direct. Iată, pe 11 iunie, râșnovenii sunt chemați la vot. În Râșnov se caută un primar. Fostul primar, Adrian Veștea, este acum președintele Consiliului Județean Brașov, așa că funcția de primar la Râșnov a rămas vacantă. Cum spuneam și în celelalte emisiuni electorale, sperăm ca în 11 iunie cât mai mulți râșnoveni să iasă și să-și aleagă primarul pe cel care le va conduce destinele în următorii 4 ani. Noi continuăm șirul emisiunilor electorale, îi aducem în fața dumneavoastră pe cei care vă cer votul, pe cei care vă cer încrederea. Stăm de vorbă în această seară cu consilierul independent Marius Lungu și candidat la fotoliul de primar din Râșnov. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Domnule Marius Lungu, cu siguranță râșnovenii vă cunosc, pentru că vorbeam înainte de emisiune, dumneavoastră sunteți și râșnovean, însă la noi se uită întreg județul, noi cei care nu suntem din Râșnov asistăm așa ca la un spectacol la alegerile din Râșnov. Spuneți-ne cine sunteți? Da, mă numesc Marius Lungu, am 48 de ani, sunt profesor la Liceul Tehnologic Râșnov. Școala generală am absolvit-o în Râșnov, Liceul Tehnologic, așa cum am spus, tot în Râșnov, în anul 1987. În anul 1995 am absolvit facultatea de matematică fizică din cadrul Universității Transilvania din Brașov, iar în 2010 facultatea de științe economice, specializarea contabilitate și informatică de gestiune din cadrul Universității Barințiu din Brașov. Dacă vorbim de râșnoveni, și foarte multă lume spune că sunt harnici, sunt inimoși, bine pregătiți, cu siguranță mulți dintre ei, poate chiar și cei care sunt prin administrația publică locală, v-au trecut prin mână ca elevi. Așa este. În 22 de ani de activitate, cred că peste 2000 de elevi au trecut prin mâinile mele. Mă cunosc, știu că sunt serios și totdeauna doresc ca să-mi aduc contribuția la ceea ce noi ne dorim cu toții, ca Râșnovul să meargă înainte și să mergem pe un drum cât mai bun. Doamne ajută, pentru că cu toții ne dorim asta. De altfel, Râșnovul a intrat de ceva vreme pe un drum european, spun eu, fără întoarcere. Vom vorbi despre programul dumneavoastră electoral. V-aș întreba cum decurge campania electorală până acum, din punctul dumneavoastră de vedere. Eu zic că este bine, așa, cu mici discuții de fiecare parte, asta este. Din punctul meu de vedere, eu am decis să candidez independent, așa cum știți, am fost președintele Partidului Social Democrat, au convenit la Râșnov cu această alianță ART și au dorit să susțină un alt candidat. Eu nu sunt supărat, eu cred în șansa mea și de aceea am luat această decizie. Da, pentru că pe undeva a fost o decizie surprinzătoare a dumneavoastră, înainte de alegeri, ați demisionat din funcția de președinte al PSD Râșnov și iată, acum sunteți candidat independent. Mai mult s-a surprins această decizie. Da, e adevărat, dar aceasta este opțiunea mea. Am aflat destul de târziu și această variantă cu alianța mi-a fost comunicată destul de târziu, dar eu consider că am o șansă. M-am pregătit înainte cu echipa pe care am format-o, consilierii care am lucrat de-a lungul timpului. Așa cum știți, noi la Râșnov aveam undeva la 2 consilieri în vara, anul trecut Am obținut 4 consilieri și rezultatele din decembrie pe mine mă făceau să cred că am o șansă bună la funcția de primar din De alegerile parlamentare. Vorbesc despre alegerile parlamentare pe care le-am câștigat. Cât ați obținut din 39 și ceva, deci aproape 40% în fieful PNL-ului, care nu este chiar un lucru așa de ușor. E adevărat că în mare parte acest lucru se datorează și programului de la București prezentat, pentru care oamenii au votat pasiv, să zicem, PSD-ul, dar este și contribuția noastră, celor care am fost acolo. Așa consider eu. În campania electorală, ce vă spun oamenii? Campania acum o duceți? Bănuiesc că stați de vorbă cu oamenii, mergeți prin cartiere, întâlniri? Da, în campania electorală stăm de vorbă cu cetățenii, fiecare îi spun dorințele, nemulțumirile și încercăm să ținem cont de ele, să le aducem în Consiliul Local și să le rezolvăm, pe cât posibil, bineînțeles.
din 2012, pentru că ați pomenit de consiliu local, dumneavoastră sunteți consilier local, nu? Da. La Reșnor. Deci, practic, sunteți cumva părtași la acest drum nou de care vorbeam eu, pe care vorbeam eu că a pornit Râșnovul. Cum vedeți dumneavoastră acum orașul Râșnov? Orașul Râșnov este foarte frumos, se dezvoltă, pe zi ce trece. Ați văzut zilele trecute, orașul nostru a fost plin de turiști. Consider că trebuie să menținem această cale și să ne preocupăm, să zicem, și de alte domenii care ne-ar putea aduce un plus. Să zicem, cele industriale de aducere a investitorilor în zonă și așa mai departe. Am înțeles. Haideți să vorbim un pic pe programul dumneavoastră electoral, să-l cunoască și râșnovenii care, iată, n-au avut probabil posibilitatea să întâlnească cu dumneavoastră. Aveți un program în 19-20 de puncte, le-ați numit dumneavoastră proiecte asumate. Da. Deschideți programul cu consultării publice, organizarea de referendumuri sau dezbateri publice privind proiectele de interes local major. Asta dacă este să vorbim de transparență sau așa este. A actului administrației publice. Așa este. La nivelul orașului avem, de foarte multe ori am auzit discuții, mai s-a făcut următorul lucru sau proiectul nu știu mai care. Și atunci, pentru a evita aceste neplăceri, să zicem, pe viitor, m-am gândit că atunci când avem un proiect de interes local major, de exemplu cum a fost centrul orașului, mult disputat, că lucrul acela nu e bine, ăla altul nu e bine, ca să nu mai existe astfel de neplăceri, am zis că ori de câte ori vom avea un proiect din acesta de interes local, să facem o consultare publică înainte, să auzim părerea cetățenilor. Dacă cetățenii doresc să facem acel proiect, îl facem. Dacă nu, nu. Așa consider că ar fi corect. Așa este corect și așa este și civilizat. De altfel, și legea prevede acest lucru. Și în Brașov, dacă mă întrebați pe mine, s-au mai îmbunătățit lucrurile, pentru că consultările publice erau ceva foarte rar, dar dincolo să știți că se poartă și chiar se ține cont de ele. Cu condiția ca și cetățenii să fie antrenați și asta e datoria dumneavoastră a politicienilor. Exact. Să-i faceți interesați. Mergem și pe partea socială. Am văzut aici, ați trecut construcția unei creșe pentru copii cu program prelungit. Cred că este universal valabil aproape în toate localitățile județului Brașov. Da, așa este. Eu la Consiliul Local fac parte din Comisia Socială și împreună cu colegii mei din Comisia Socială și din mandatul trecut am considerat că este foarte necesar pentru familiile tinere, pentru a veni în sprijinul acestora, să demarăm construcția unei creșe pentru copii cu program prelungit. O creșă undeva la 80, maxim 100 de locuri. Amplasamentul se știe, deja acum este pe investiții, s-a făcut un studiu de fezabilitate, va fi construită în cartierul Primăverii, cel de la intrare din Râșnov. Deci este și bugetată, de fapt vorbim de buget, dumneavoastră fiind consilier local, cam știți ce să vă treceți în programul electoral, pentru că știți despre ce buget dispuneți. Exact, programul electoral l-am conceput după bugetul local, știam ce avem de investit, știam ce ne dorim să facem și, prin urmare, programul este pliat pe bugetul localității. Nu vin cu promisiuni hazardate pentru că nu mă caracterizează. Tinerii și colegii mei care mă cunosc știu acest lucru despre mine. Cum arată bugetul localității? Așa, bugetul localității este undeva la 60 de milioane de lei, 30,5 sau 31,5, nu mai știu exact, sunt pe investiții, restul, diferența, pentru celelalte proiecte care ne mai propunem noi. E mult, e puțin? Bine, că nu e târziu, este... știu că bugetul a fost adoptat cu întârziere și de aici se generează anumite decalaje. Nu pot spune că este mult sau puțin, dacă e să ne uităm la vecinii noștri din Cristian sau Ghimbav, care au bugetele mult mai generoase decât ale noastre, știm și de ce. Dar noi suntem mulțumiți și încercăm pe cel care îl avem să facem lucruri frumoase în Râșnov. Bun, și bugetul acesta, oricum, el a crescut cam de la an la an încasările la bugetul local și asta e și meritul dumneavoastră, a celor care sunteți acolo în administrația publică locală, poate fi îmbogățit și prin atragerea de noi și noi investitori. Am văzut sar în altă parte a programului dumneavoastră și în promovarea firmelor locale, stimularea înființării de noi locuri de muncă, tot despre asta putem vorbi. Da. Da, aș dori totuși să continuăm cu partea socială, să mergem în ordine. Socială, da? Bun, la școli, ce vă place la noastră, știu, păi e de suflet. Așa, pentru că eu, în mare parte din activitate, în 22 de ani mi-am desfășurat activitatea la școală,
Îmi doresc ca unitățile noastre școlare să le putem dota mai bine. Asta mă refer la laboratoare de fizică, chimie, biologie, cele cu tehnică de calcul pentru orele de TIC. Da, știți că la nivel național cei din Ministerul Educației au preocupare pentru orele de tehnologie informației și atunci consider că acest lucru ar fi benefic. La campusul școlar am bugetat anul trecut înființarea unei linii tehnologice pentru secția de turism, ceea ce ne va ajuta în pregătirea viitorilor tineri. Da? Noi, așa cum am spus, am pus bază pe turism și consider că este un lucru foarte bun. Venim și în sprijinul agenților economici din zonă. De asemenea, modernizarea grupurilor sanitare din unitățile de învățământ, pornind de la grădinițe, școli, liceu, dotarea acestora cu absolut tot ce este necesar, înființarea de cabinete medicale în școli, da? Copilașii trebuie să aibă un medic acolo lângă ei. Chiar dacă, să zicem, va fi dificil și nu putem să asigurăm un medic în fiecare școală, da? Măcar la nivelul a 2-3 unități avem un medic care prin rotație să vină în școlile noastre. Știm, de exemplu, la clasele mici, și eu m-am lovit de probleme, fiul meu este absolventul clasei 0, să zicem, da, acum, da. Da? Și mai am o domnișoară care anul acesta termină clasa 8-a, de foarte multe ori, mai ales la cei mici, apar diferite boli și pentru a le preveni, atunci când observăm ceva pentru a nu o lipsi și pe ceilalți, este bine să avem un medic care, atunci când a depistat problema respectivă, să-l îndrume la un cabinet medical, să facă o analiză, să poate să vină în colectivitate sau nu. Asta dincolo de medicul de familie, medicul școlar. Bineînțeles, deci medicul școlar. N-aș vrea să mă hazardez să vorbesc despre un medic de stomatologie, dar deja este mai mult. Avem cabinete stomatologice în policlinică și așa mai departe. Bun, aici trebuie și discuții cu Casa de Asigurări de Sănătate. Da. E vorba de finanțare, de... Deci aici e un pic mai complicat. Găsește, da. Dar medicul de familie, medicul școlar, consider că este necesar și binevenit la școală. Da. N-aș vrea să trecem peste, vorbeați dumneavoastră de specializare, de turism și chiar vreau să vă felicit dacă aveți și clasă de turism la liceu, pentru că, iată, în sfârșit, curicula școlară practic se pliază pe cerere și nu mai ies șomeri pe bandă rulantă, dacă doriți așa, pentru că știm cu toții din liceele teoretice nu se ieșea cu nicio specializare până acum, iar dacă mergeți pe turism, există și cerere, atât în Râșnov de personal specializat, cât și în zonele limitrofe. Da, așa este. Noi totdeauna am avut discuții cu agenții economici din zonă și personal m-am implicat în această problemă. Am mers pe această idee a pregătirii tinerilor chiar pe școală profesională. Da, avem secția de turism și vorbeam despre acel atelier. Da, da. În campusul început de mult, dar anul trecut s-au finalizat lucrările și mai avem de dotat câteva lucruri necesare în aceste laboratoare, unde copiii efectiv să poată să facă ceva, să producă un anumit lucru, un pateu, un element de, ce știu eu, de patiserie, o prăjitură, să învețe efectiv. Și eventual, și eventual cu un loc de muncă sigur la terminarea studiilor. Avem locuri de muncă, da. Agenții economici din zonă ne solicită, ba chiar să spun că avem lipsă de personal. Exact, păi tocmai asta este. Rămânem la copilași. Punctul 6, spuneți dumneavoastră, intrarea liberă pentru toți copiii din oraș. Exact. La cetatea Râșnov, la simbolul localității până la urmă. Da, este bine ca acești copii ai noștri să își cunoască istoria. Este foarte important să cunoască istoria localității și pentru aceasta m-am gândit la această vizită, însoțiți de părinți, de bunici, de cine pot să meargă cu ei, având în vedere și faptul că în scurt timp noi vom organiza acolo un muzeu al cetății, unde le vom prezenta diferite exponate și așa mai departe. Ați vorbit cu colegii noastre din Consiliul Local? E da, și acest lucru este prevăzut. Da, este prevăzut și eu sper ca în cel mai curând să facem acest muzeu. Acum, așa cum știți, cetatea intră într-o... Cred că o să intre, da. Proces de modernizare. Este un proiect obținut tot cu fonduri europene, da, așa cum sunt cele mai multe proiecte de la Râșnov. Felicitări celor care le-au accesat. Așa? Și noi ne propunem, deci după perioada aceasta, să organizăm și acest muzeu despre care v-am spus. De aceea am considerat că este util ca toți copiii din Râșnov, soțiți de părinți, bunici, să
poată să viziteze cetatea și muzeul oricând doresc. Așa este. Mergem mai departe și atingem un alt capitol, urbanism sau și infrastructură, aș spune eu, dacă doriți. Trecem la izolarea termică a blocurilor și sprijinirea proprietarilor de casă în vederea refacerii fațadelor. Da, aici e o problemă foarte mare și la, și la Brașov cu refacerea fațadelor. Da. Foarte mulți vin și spun, noi izolăm termic blocurile sau și așa mai departe. Aici trebuie precizat foarte clar că acest lucru îl dorim cu toții. Odată sporim confortul termic al locatarilor, schimbăm aspectul orașului, da? Și atunci ne dorim cu toții ca blocurile noastre să arate cât mai bine. Multe sunt făcute cu multe zeci de ani în urmă, știm cu toții când, și aspectul lor cam lasă de dorit. Mă gândesc că ar fi un lucru foarte bun pentru Râșnov și pentru turiștii care vin la noi, indiferent prin ce parte în oraș intră, da? Să schimbăm aspectul orașului. Dar aceste lucruri, să zicem, deci nu numai izolarea termică a blocului am avut-o în vedere, aici trebuie precizat faptul că acest lucru se poate realiza, dar numai în cazul în care toți locatarii sunt de acord și prin într-un parteneriat între primărie și asociații de locatari. Dacă cineva nu este de acord, atunci e mai greu de realizat proiectul. Și pentru a veni în sprijinul tuturor râșnovenilor, numai celor de la bloc, cei care locuiesc la case, da, mă gândesc că ar fi benefic să-i ajutăm și pe dumnealor în refacerea fațadelor, pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, și la Brașov sunt probleme și noi avem zone istorice unde trebuie să ținem cont de toate lucrurile și atunci mă gândesc că pentru a veni în sprijinul acestor proprietari am putea să recurgem la o scutire sau o reducere a impozitului pe 1-2 ani, astfel încât fiecare în acest interval să își poată reface clădirea. Da, n-ar fi rău. Sau în caz contrar, acum mergem în partea cealaltă, o dublare sau chiar o mărire de vreo 5 ori a impozitului în cazul în care nu se refac fațadele sau se lasă chiar în paragină anumite... Așa este. Am auzit de această variantă. Eu mi-aș dori întâi să mergem pe această conlucrare între noi, primărie și cetățeni, să-i ajutăm, pentru că scopul nostru este ca orașul să arate cât mai bine. Așa este. Construirea unui bazin de not la Râșnov. Nu știu, acolo era un strand la un moment dat, nu știu dacă mai funcționează zona Acapulco sau... Da, așa este, am avut un strand, terenurile acelea și am înțeles că au fost, adică au fost scoase la privatizare, s-au vândut. Problema este că vremea la noi nu prea permite. Avem, să zicem, vreme bună, 3-4 luni pe an. Dacă, în rest, mai nu, dacă da? Avem, da. Sau dacă acum ați văzut în ultimul timp când este foarte cald, când este foarte rece, motiv pentru care consider că un bazin acoperit ar fi de mai de folos. Acest bazin ar fi de folos atât locuitorilor orașului, cât și turiștilor. Și am păcat pe toată lumea, să nu spunem facem numai pentru turism. Mulți zic, da, domnule, vă ocupați numai de turism. Nu ne ocupăm numai de turism, ne ocupăm și de locuitorii orașului, pentru că noi trebuie să avem grijă prima dată. Și în afară de asta, consider că, de exemplu, o oră de educație fizică s-ar putea face într-un bazin de not. La Consiliul Local putem, de exemplu, o oră de educație fizică să punem bazin, da? Unde copiii să meargă însoțiți de profesorii de specialitate și să fac o oră de educație fizică în bazin. De ce nu? Așa cum în Austria merg și au un program o oră de schi și vezi iarna că merg în grup și ei, pentru ei este sportul național, așa putem să facem și noi, de exemplu, o oră de bazin, să zicem. N-ar fi rău deloc, nu pot decât să vă doresc succes în această inițiativă. Mergem mai departe la punctul nou. Aici sunt lucrări de infrastructură destul de mare și costisitoare, dar probabil că ați studiat bugetul înainte. E vorba de extinderea lucrărilor pentru alimentare cu apă, canalizare, curent electric în zonele în care nu există încă. Da. Aici vorbim despre câteva locuințe care nu au alimentare cu apă potabilă. Este vorba de străzile Crișan și Cloșca de pe Dobrice. Râșnovenii știu la care ne referim. Sunt în jur de 32, maxim 40 de familii care încă nu sunt branșate la apă potabilă, canalizare. Dar noi sperăm și avem prioritate. Am vorbit și cu colegii din Consiliu anul acesta, atunci când am votat bugetul, am discutat despre această problemă și eu sper că în cel mai scurt timp să rezolvăm apa potabilă. Colectarea gunoiului, aici sunt lucruri de gospodărire.
Sistem inteligent pentru iluminatul public din oraș, la fel proiect finanțat cu fonduri europene. Există proiectul sau... Da, la punctul 11, da. N-aș trece așa de repede peste el. Aici am inspirat de la dumneavoastră de la Brașov. Am văzut că s-a implementat un astfel de program. Chiar și la Predeal am văzut așa ceva. Aș dori să implementăm și noi un astfel de program cu pubele din acestea subterane, care să ne permită să colectăm gunoiul și selectiv și totodată să eliminăm mirosurile neplăcute, pentru că unele din aceste locuri de depozitare sunt în apropierea locuințelor, a blocurilor. Majoritatea sunt, de fapt. Da, dar unele sunt foarte aproape. Da, de exemplu, cartierul ISR. Acolo, în ISR, ghena este foarte aproape de bloc. Oamenii, efectiv, dacă deschid geamul, intra mirosul în casă. Și atunci m-am gândit că pentru ei, cei care au astfel de locuri de depozitare a gunoiului aproape de locuințe, s-ar preta un astfel de sistem. Să știți că, așa cum am spus și dumneavoastră, la Predeal chiar am văzut un astfel de sistem și funcționează foarte bine. Se și colectează gunoiul mai ușor și, într-adevăr, se elimină mirosul și alte neplăceri. Da. Iluminat public, spuneam, proiect finanțat cu fonduri europene. Da, pentru că sunt profesor de fizică. Așa. Îmi doresc un sistem inteligent pentru iluminatul public în oraș. Odată facem economie, da? Și iar după aceea confortul va fi cu totul altfel. Va fi totul altul. Da. Eu nu mai trec ușor peste niciun punct de al dumneavoastră. Să sperăm că avem timp până la finalul emisiunii să le dezbatem pe toate. Punctul 13, reamenajarea râului Ghimbășel printr-un proiect de asemenea cu fonduri europene. Da. Trebuie să încercăm fonduri europene. Dumneavoastră m-ați întrebat la început cum este bugetul, este mare, este mic. Am zis că nu este foarte mare. Totdeauna, niciodată banii care avem nu sunt suficienți. Totdeauna ne dorim mai mult. Da? Și atunci, având aceste fonduri la dispoziție, așa cum noi plătim și contribuim cu toții la Uniunea Europeană, e și păcat să nu, trebuie să încercăm să și luăm acești bani. Și atunci, râul Ghimbășel, de exemplu, consider că se pretează și ar trebui reamenajat. Totdeauna avem acțiuni de ecologizare, primăvara, toamna, dar din păcate nu toți sunt de bună credință și este plin de gunoaie și așa mai departe. Sunt zone, eu mi-aduc aminte când eram copil, că acest cursul în Ghimbășel a fost, s-au construit acolo diferite trepte și așa mai departe, astfel încât au regularizat cursul Ghimbășelului. Consider că ar trebui intervenit din nou și adus la o formă corectă, să zicem. Am înțeles. Cartierul Predeal, efectuarea unui recensământ al populației, identificarea terenurilor, punerea acestora în posesie în condiții de legalitate. Da, este vorba de strada Predeal, cea de la ieșire din Râșnov, da? Drumul spre Predeal, de aceea și spune așa. Acolo sunt mai multe străzi. Nu este numai ceea ce vedem noi de pe drumul național. Mai avem încă 3-4 străzi paralele. Condițiile acelor oameni sunt foarte, foarte grele. Noi trebuie să încercăm și deja am făcut demersuri, așa cum am spus, sunt în Comisia Socială și știu foarte bine ce se întâmplă. Este vorba de cartierul de romi din Da, așa. Am înțeles că există ceva posibilități și prin programe, tot așa, cu atragere de fonduri europene. Acolo trebuie să identificăm terenurile, să-i punem pe oameni în posesia lor, să le facem cărți de identitate la fiecare, astfel încât să-și poată face un branșament la electricitate, la apă, la tot, să intre practic în legalitate. Nu este un lucru simplu. Asta nu este ușor. Nu este ușor, da? Foarte multe localități se confruntă cu astfel de probleme. Da? Vedeți și cei de afară din Europa ce au făcut. Au trimis repede acasă, le-a luat bilet de avion, le-a dat și 300 și gata, i-au trimis. Nu este o problemă ușoară, este un lucru greu, dar încet și cu răbdare sunt convins că o să le rezolvăm. Încet, încet și cu răbdare ajungem și la ce spuneam la începutul emisiunii de promovarea firmelor locale, stimularea înființării de noi locuri de muncă prin facilități fiscale. Se pot acorda, nu, facilități fiscale? Bineînțeles, chiar la nivelul Consiliului Local, atunci când avem un investitor mare, vine, de exemplu, face o investiție de câteva milioane de euro, normal că trebuie să-i acordăm ceva facilități astfel încât omul să se oprească la noi. Da? Și putem lua exemplele comunelor pe care le-am enumerat, Cristian Ghimbaș și așa mai departe. Da? Bine, acolo le-a așezat Dumnezeu cumva mai lângă Brașov și au avut destul de... Da, dar nici noi nu suntem foarte departe, suntem într-o zonă foarte bună, putem ajunge repede spre Râu Rece, spre Predeal, spre Poiană, deci noi avem o poziție foarte bună.
De ce să nu profităm de ea? Am avut cândva industrie de top, de model, de nivel mondial sau european. Cine nu știa de fabrica de scule Râșnov? Cine nu știa de Roma Acril? Nu? Da. Ceva trebuie pus în loc. Mergem și la agricultură. Am văzut identificarea unor soluții agreate de către proprietarii de terenuri și crescătorii de animale privind pășunatul animalelor. E o problemă cu pășunatul? Sau... Consider că nu mai este o problemă. Am discutat aceste lucruri și în Consiliul Local. Da. Și consider că s-au rezolvat. Știu că am mers actul, am votat într-o ședință de Consiliu Local, s-a întors de la prefectură, bănuiesc că au fost trecute acolo toate precizările care ne mulțumea, să zicem, proprietarii de terenuri. Ceea ce aș dori să spun eu în evidență aici, faptul că discutăm cu foarte mulți din oraș. Mai avem un minut. Aș dori să înființăm un obor pentru animale. Am pe un medic veterinar care a accesat fonduri europene și a făcut o fermă și a spus că este dispus să pună la dispoziție un teren, astfel încât să facem un obor pentru animale. De asemenea, consider o urgență că ar fi și, de exemplu, acordarea titlurilor de proprietate către cei care au terenuri. Așa este, era o problemă destul de spinoasă, dar până în 2018 va trebui cumva rezolvată, dacă nu, iar vom fi penalizați de Uniunea Europeană. Eu vă mulțumesc mult, sper să ne mai întâlnim până la sfârșitul campaniei electorale. Vă doresc succes în campanie, succes în alegeri. Suntem la o emisiune electorală, finalul va aparține, să adresați un mesaj râșnovenilor care, cum spuneam, să fie în număr cât mai mare la vot. Da, așa este. Pe 11 iunie vom avea alegeri. Invităm pe toți să vină să participe la vot. Este un exercițiu democratic, iar primarul trebuie să se bucure de o reprezentativitate cât mai mare. Indiferent de ce opțiune electorală vor avea, îi invit să vină în număr cât mai mare la vot. În ceea ce mă privește, eu sunt poziția numărul 3 pe buletinul de vot. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și vă doresc succes! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă reamintesc că am stat de vorbă cu candidatul independent la fotoliul de primar al orașului Râșnov, Marius Lungu. Toate cele bune!